ce a lipsit astăzi echipei vasluene? Nu știu, cred că motivația, poate spune așa, dar știți cum e în sport, dacă nu intri 100% în teren, atunci deja șansele scad dramatic. Din păcate pentru noi, astăzi n-am făcut un joc foarte eficient, am avut multe rateri, situații de 1 la 1, portal, și ne-a lipsit, cred că, agresivitatea în apărare. Dar este doar un meci pierdut, mergem înainte, încercăm să scoatem punctele la Baia Mare și atât mai mult. Urmează două meciuri foarte grele pe teren propriu, Turda și Dinamo. Da, să știți că orice meci este important pentru noi, toate sunt la fel de dificile, nu este un meci ușor. Să zici că, ok, joc astăzi cu o echipă care pot să iau punctele fără nicio problemă. Totul contează cum te prezinti la ora meciului. Dacă ești 100%, atunci ai șansă să obții toate cele trei puncte. S-au temut colegii de numele Steaua? Nu aș putea spune că ne-am temut de Steaua, dar astăzi, într-adevăr, am simțit mai puternici. Când ne apropiam la un gol, două, deja din nou reveneau la diferență legeră pentru 4 goluri. Din păcate pentru noi. Dar, v-am spus, mergem înainte, acum ne concentrăm pe meciul următor, cel de la Baia Mare.